Papa! Bună seara! Bună seara! E, fii atentă ce am învățat. Nu, te rog, Paul, nu. Dar suntem mai mulți? Da, bă, uitați care este șmecheria. Noi doi suntem actori și putem să vă interpretăm o piesă de teatru. Dacă vreți să vedeți piesa, cursa e gratuită. E o piesă despre micile economii. Mesajul e că e bine să pui un ban deoparte. Ia uzi, este excelent! Da. Apropo, de când nu m-ai mai scos și pe mine la o piesă? Păi te-am dus la Rod Stewart. Da, doar că l-a fost concert, nu piesă. Da, a fost gratis. Să-l economisi. Exact ca în piesa asta a băieților cu... Tu mă înveți pe mine despre economisit. Soțul meu, după cum ați observat, ia lecții de pian. 100 de lei ora, 1400 clapa. Investesc și eu în mine. E frumos pian. E foarte frumos, da, chiar este foarte frumos, doar că anul ăsta am mai făcut câteva lecții. Am făcut de tango, de aeromodelism, judo, robotică, terapie reiki, oratorie și zumba. Și le-a abandonat pe toate după 2 săptămâni. Zumba după 3 săptămâni, că aia mi-a plăcut foarte mult. Păi tocmai despre asta vreau și noi să vă interpretăm. Nu, păi stați, că mai am eu de interpretat. Da, Dora, da, lasă-i pe ei, că sunt actori, nu? Lăsați, că ne mai pricepem și noi. Eu am terminat liceul economic. Vă întreb ceva. Ce părere aveți dumneavoastră despre un om de 32 de ani care are acasă 3 console de jocuri? Păi da, a apărut și aia cu 4K și am zis să am toate platformele. Poate că e puțin mult, 3, economic vorbind. Păi da, dar Mario este doar... E un copil, asta e. E mic și infantil. Imaginați-vă că lui îi place de Mario. Are și șapcă cu Mario. Hai să nu dăm toate lucrurile intime. Ei, nu vă rușinați acum. Toți mai jucăm uneori. Eu, de exemplu, îl apreciez mai mult pe Luigi, dar acum gusturile nu se discută. E bun și Luigi, dar la cursele cu carturi mai bun e Baby Mario. Că e mai ușor. Ah, vorbeați de... Baby Mario? Dar te-ai gândit vreodată că poate vine și Baby Paul? Cu și tu ceva de parte? Asta când o să fie, o să fie. Când dacă vine, vine, aia e, atunci vedem. Scuzați-mă că mă amestec, dar cred că doamna vrea să transmită tocmai faptul că... De ce? Că o să aveți un baby. Dora, pe bune. Nu, zi-mi, te rog, glumești sau nu? E adevărat. Ce frumos! Nu, jur, gata. Jur că pun bani deoparte. Vând toate 3 consolele, vând clapa, vând jocurile. Dacă vindeți Mario Kart, îl cumpăr eu. Nu, mă joc, dar așa, să am amintire. Bine. Știți ce? Cred că ăsta e un moment bun să interpretăm ceva din programul nostru artistic, chiar legat de subiectul cu despre care vorbeam. Ceva, bebiță? Pentru cine a economisit atâta bani? Pentru cine? Ce bebiță, ce bebel, ce copil? Domne, trageți pe dreapta, domne, că eu nu accept ca mașina asta să fie condusă de un bebeluș. E foarte periculos. Stați puțin. El juca un personaj. Sunt actor și interpretam rolul unui bebeluș. Da, domnule, a jucat așa bine, chiar l-am crezut. A jucat și el. Și am jucat. Acum. Da, chiar acum? Da, a fost. Mare Dacă vreți să știți mai multe despre proiectul nostru, ne găsiți pe ing.ro/teatru. La ing.ro/teatru. La adresa. Pe. Nu la pe. E pe site-ul. Nu cred că merită dezbatere. Eu am terminat 2 facultăți. Se zice pe care? Ne găsiți pe la ing.ro/teatru.